Discuțiile dintre Sindicatul Județean Sanitas Brăila și conducerea celei mai mari unități spitalicești din oraș pe marginea semnării contractului colectiv de muncă nu au ajuns la niciun rezultat, iar vineri dimineață Sanitas a anunțat că vor începe pichetările în curtea spitalului în intervalul 15-17 la proteste, urmând să participe cadrele medicale care sunt libere în acest interval, zi și făcut. Astăzi, la ora 15, câteva persoane de la Sanitas, în frunte cu președintele Aurelia Chelariu, au început să-și sune colegii pentru a participa la pichetare. Pot fi 50, pot fi 100, este prima zi. 1359 din 2000 de salariați. Deci legea dialogului social, legea 63/2011, spune foarte clar. Orice firmă, orice unitate care are peste 21 de angajați este obligată prin lege să aibă contract colectiv de muncă. Conducerea spitalului susține că, având în vedere legea 230/2011 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titlul executorii ce au ca obiect acordarea unor drepturi salariale, în acest an se va efectua plata a 5% din valoarea prevăzută în decizia civilă numărul 650/2011 a Curții de Apel Galați, actualizată cu indicele prețurilor de consum. Astfel, în luna mai 2012 se va plăti jumătate din valoarea tichetelor de masă, urmând ca diferența să fie acordată trimestrial. În plus, managerul Rodica Sin a precizat că fiecare angajat are contract individual de muncă. Nu este un protest al cadrelor medicale. Consider că este deocamdată o neînțelegere între patronat și sindicat. În ceea ce privește patronatul, a semnat contractul colectiv de muncă cu amendamentele pe care le-a adus la cunoștință sindicatul. Și apreciez că întregul corp medical, întregul salariați în instituție, au realizat că instituția a pornit astăzi la a calcula diferența de 5% din drepturile bănești pe care și le-au câștigat din hotărârea CEDO din 2009, iar în ceea ce privește bonul de masă aferente anului 2012, se vor lua în calcul odată cu rectificarea de buget și se vor stabili posibilitatea financiară de a fi acordate acestea la o dată ulterioară. Să înțelegem că cei aproximativ 2000 de salariați care nu mai aveau contract de muncă, acum au contract de muncă, este semnat cel negociat. Greșit, eronat. Nu există salariat fără contract individual de muncă. Există un contract colectiv de muncă la nivel de instituție, care a fost negociat timp de 2 luni. Această negociere s-a desfășurat în cadrul instituției formată dintr-o comisie internă și o comisie a sindicatului. Clauzele contractuale au fost reanalizate de către managerul instituției prin persoana mea și în urma unor modificări și a unor renegocieri ale acestor clauze contractuale s-a blocat semnarea acestui contract. Spune sindicatul, eu fac public că acest contract este semnat. În schimb, sindicatul refuză completarea clauzelor contractuale ale contractului colectiv de muncă. Deci salariații nu sunt afectați. Își iau toate drepturile bănești, beneficiază de toate drepturile prevăzute de legiuitor, nu sunt afectați în niciun fel de acest conflict pe care sindicatul a promovat aici de față. Ce se va întâmpla cu cei care protestează astăzi și până pe 11, au spus dânșii? Nu se va întâmpla nimic, dar aceștia sunt în timpul dumnealor liber. În această perioadă, între ora 15 și 17, persoane din cadrul resurselor umane vor verifica prezența celor la serviciu, atât timp cât salariații prezenți nu sunt în curtea instituției, este ok, iar cei care sunt la protest, înseamnă că sunt în timpul dumnealor libere, dreptul dumnealor de a protesta, dacă consideră că sunt corect informați. După jumătate de oră, câteva zeci de persoane s-au alăturat protestului, iar o parte dintre nemulțumiți și-au strigat revendicările, scandând pentru acordarea tichetelor de masă și pentru întocmirea contractului colectiv de muncă, dar și pentru semnarea lui.
puteți ne rezolva. Păi am copil, ne rezolvăm cu nimica. Ce, cu 6.300.000 ca infirmieri? Sunt colegi ai mei mai tineri care au 5.600.000. Verificați pontaje. Și n-am cerut explicații. Nu cerim explicații, că ne dă afară dacă vrem. Asta înseamnă diversitate. Fără sporuri, atâta a luat. Fără sporuri. 6.300.000. Luăm sporuri. Sunt colegi ai mei care sunt mai micuți, care fac urgență. La spitalul trebuie să faci urgență adevărată și să plătească, nu să iau un leu. Plus la far cu diagnostici care se trimit de la UCU. De la UCU care fără acoperire. Deci nu trebuie. Nu trebuie, trebuie să mergem pe idei, să verificăm salarii, să verificăm tot. Sunt bragardier, doamne, sunt asistent, sunt asistent, am făcut școala și nu se promovează așa ceva. Așa ceva nu se face. Să merge, s-a făcut examen, s-a făcut nu știu ce. Noi nu avem putere să promovăm în această unitate. Tichete de masă de când ați luat? 2009. Așa. Plus la 13 salariul care e prevăzut în contract. Atâta vrem. Vrem tichete de masă și să ne semneze contract colectiv de muncă. După aceea vedem cum o fi. Nu politic. Deci nu trebuie să angajăm șefi de compartimente politic. Este PSD-ul, că este... Noi suntem neutri, noi suntem sclavi. Asta este problema. Veniți, care vreți să veniți, să veniți o zi din muncă la radiologie, la compartiment internări și peste tot în spitalul. Lucrează infirmieri sub salarii minim, noi cu economie. Fără personal. Lucrăm o infirmieră pe tot sectorul. O să întâmple ca la Giulești și peste tot. Tot așa, o să moară oameni în acest sat. Nu există. Deci nu există așa ceva. Deci trebuie să vedem realitate din teritoriu. Deci nu se poate așa ceva. Potrivit celor de la Sanitas, pichetările vor continua până pe 11 mai, după calendarul stabilit, 15-17. Iar dacă nu se ajunge la o înțelegere și se vor strânge semnăturile necesare, asta reprezintă jumătate plus unul din totalul membrilor, se va declanșa greva generală. Primăria face pregătiri pentru ca alegerile din 10 iunie să se realizeze în cele mai bune condiții. Zilele acestea se fac ultimile pregătiri înainte de începerea campaniei propriu-zise. Au început refacerea panourilor electorale. Suntem lămuriți și care sunt candidații. După ce vom realiza desenul respectiv pe panouri electorale, deci împărțirea pentru afișe. Săptămâna viitoare, probabil luni, marți, o să facem și o tragere la sorți, astfel încât în 10, când se va începe efectiv campania, fiecare să știe care sunt locurile respective. Deci dacă sunt 5, o să discutăm care e modalitatea, dacă sunt 5 președinți de consilii județene și 8 primari, am văzut eu, atunci înseamnă 13, dacă le adunăm și vedem care este ciclul pe 51, înseamnă, știu eu, 4-5 reluat poza și atunci noi avem 5 casete una lângă alta sau punem un set, urmează alt set, urmează alt set. Discutăm și ce hotărâre luăm, așa o facem. Astfel încât eu sper ca lucrurile să fie civilizate. Am transmis posesorilor de stâlp și o să transmitem și la partide și la candidații individuali independenți. O să le transmitem să nu ne apucăm de pus poze iarăși una peste alta pe stâlp, pentru că există tendința ca dacă cineva și-a pus pozele pe stâlp, altcineva fie să vină să le rupe sau să pună poza lui peste poza contracandidatului și vine și al treilea contracandidat care pune poza lui peste poza candidatului și să faci așa o chestie de nu ne mai curățăm stâlpii două luni de zile. Edilul șef a susținut la ultima conferință de presă că se poate vorbi de o campanie civilizată, mai ales că locuri și soluții multiple pentru promovarea candidaților există. Sunt panouri suficiente, sunt 60 de panouri electorale, sunt geamurile, vitrinele, așa cum s-au mai pus și la modul civilizat se pot pune. Deci eu sper, sunt meșuri, sunt banere, se pot pune.
Deci eu cred că la modul civilizat putem să avem o campanie vizuală care să nu ne punem după aceea să răzim 500 de stâlpi în tot orașul de mai multe. Angajatorii nu vor și pace să respecte legislația prevăzută de lege în ceea ce privește domeniul relațiilor de muncă și pe cel al sănătății și securității muncă. Cel puțin asta reiese din controlele realizate luna trecută de inspectorii de muncă brăileni. În luna aprilie, recent încheiată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a verificat respectarea legalității în domeniul relațiilor de muncă și al securității sănătății muncă la peste 300 de agenții economici, iar activitățile supuse controlului și verificării de noi au fost diverse: comerț, alimentație publică, agricultură, panificație, pază de protecție, energie electrică, întreținere și reparație auto și multe alte domenii. Nici posibilitățile multiple oferite de lege pentru angajați nu sunt respectate de unii patroni. Dovadă numărul celor prinși de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila că munceau la negru în diverse domenii de activitate. Principalele deficiențe depistate de către inspectorii de muncă în domeniul relației de muncă au fost munca fără forme de încadrare, apoi au urmat neevidenția corectă a timpului de muncă prestat de către salariați, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară. Iar în domeniul securității sănătății muncă, mai frecvent au fost depistate neconformități de genul nerespectării prevederilor legale privind semnalizarea riscurilor de accidentare, a evaluării riscurilor și a prevederilor legale privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. Pentru astfel de deficiențe au fost aplicate în cursul lunii aprilie sancțiuni contravenționale în valoare totală de 291.000 lei, iar din acestea, numai pentru munca fără formă de încadrare, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 210.000 lei, pentru un număr de 25 de persoane depistate că desfășoară activitate fără forme legale la un număr de 15 angajatori. Domeniile în care angajatorii respectivi își desfășoară activitatea au fost așa: în comerț, la 5 angajatori au fost depistate 7 persoane fără contracte de muncă, în construcții, la 2 angajatori 5 persoane, în alimentație publică, restaurante, baruri, la 2 angajatori 4 persoane, în creșterea animalelor și agricultură, 2 angajatori, 3 persoane, prestări servicii, la 3 angajatori, 3 persoane și în domeniul panificației, la un angajator a fost depistată o persoană fără forme legale de încadrare. Controlele vor continua, iar cei prinși că încalcă legea vor fi sancționați. În a doua jumătate a lunii aprilie, comisarii de mediu și-au continuat controlele și sancțiunile pentru nerespectarea legii nu au întârziat să apară, dovadă cele două firme care funcționau fără autorizație de mediu. În perioada 16-30 aprilie 2012, comisarii din cadrul Comisariatului Județean Brăila au efectuat un număr de 49 de inspecții, din care 39 au fost inspecții în domeniul protecției mediului și 10 în domeniul biodiversității, biosecurității și ariilor protejate. În această perioadă, ca urmare a neconformităților constatate, au fost aplicate și două sancțiuni contravenționale, constând în amenzi în valoare de 30.000 de lei fiecare, ca urmare a faptului că două societăți desfășurau activități specifice de creștere a suinelor fără a deține acte de reglementare, respectiv autorizație integrată de mediu. În plus, în aceeași perioadă, comisarii de mediu au verificat și soluționat două sesizări primite. Tot în această perioadă au fost verificate și două sesizări formulate de către locuitori ai unul din municipiul Brăila, unul din comuna Cazasu. La cea din municipiul Brăila, după verificarea în teren,
Sesizarea a fost redirecționată și către Serviciul de Utilitate Publică și Gospodărire Locală Brăila pentru a identifica proprietarul terenului pe care sunt abandonate deșeuri de către locuitorii din zonă. Iar cea de-a doua, sesizare formulată de către un cetățean din comuna Cazasu, se referea la disconfortul creat ca urmare a incendierii unor deșeuri vegetale. S-a constatat că sesizarea era întemeiată. Într-adevăr, resturile vegetale erau incendiate pe proprietatea respectivului, la aproximativ 15 metri de gardul ce despărțea cele două proprietăți. Dar pentru că la momentul la care am ajuns, la momentul controlului, incendierea, combustia încă nu era finalizată, iar condițiile meteorologice prezentau intensificări de vânt, atunci s-a dispus stingerea focului și renunțarea automat la arderea acestor resturi vegetale. Potrivit acesteia, gradul realizării programului de inspecții pentru primele 4 luni ale anului a fost chiar depășit. Dacă ar fi să ne referim la gradul de realizare a programului de inspecții pentru primele 4 luni ale acestui an, putem spune că el a fost realizat și chiar depășit, ținând cont de faptul că gradul de realizare a controalelor planificate și cele neplanificate pe controlul poluării se situează undeva la 38-39%. După chinuri și investiții în locuințe în care erau doar chiriași, câteva persoane au primit în această dimineață o nouă șansă, odată cu intrarea în posesia cheilor de la noile apartamente construite de municipalitate pentru ei. Vreau să vă spun că a fost ceva extraordinar de rapid. Deci două familii de la noi primite au luat acum un an în altă parte, la P9, și noi n-am avut de rău să și am trebuit la noi cu și sunteți mulțumită? Foarte. Cum vi se pare așa? Ce v-a atras cel mai mult? Tot mă așteptam să arăt. Până că am zis, mă, trebuie să-mi cumpăr lustre. Eu când am văzut că și lustre și tot este în apartament. Singura problema mea este bătrâna care nu știu cât o să reușesc să te apătrez. Dar eu toată viața mi-am dorit bloc. Toată viața. Și acum le aveți perfect amenajat, numai că aduceți mobila și iar băiatul meu și-a dorit de când era mic, acum are 11 ani, mai vreau și eu camera mea. Și acum o are. Și acum o fac, da. Unde ați stat până la o casă de Ignat, care a fost retrocedată, dar o casă foarte veche, pereții, am băgat acum 5 ani, 25 de milioane într-o cameră sunt foarte, una care vine adăugată și foarte și una. Cât sunteți în familie? 3. Primarul Aurel Simionescu a precizat că zona se va extinde în timp, aici urmând să fie construite și alte locuințe sociale pentru cei aflați în nevoie. Sunt 8 apartamente pe care le-am dat astăzi unor persoane care au fost în case naționalizate și care au fost retrocedate de foștilor proprietari. Confortul este cel obișnuit de acum în blocurile pe care noi le-am făcut. Eu sper ca ei să se bucure cât mai mult timp de trai în aceste locuințe. Probabil că fiecare va mai dori să facă ceva, de acum începe povestea cu mobile, cu perdere, cu covoare, cu toate celelalte. Este pus și asfalt, sunt puse și spus și gazon. Sper să aibă și copiii frumoși să se ducă și în parc să se joace. Așa cum vă spuneam, de fapt, continuăm și vom continua și în perioada anilor următori. Construcția de locuințe în acest cartier. Noi avem spațiu pentru circa 1700 de apartamente, astfel încât să
așezăm cât mai mulți tineri în casă nouă și să se bucure cât mai mulți oameni de o locuință modernă, cu confortul pe care anul 2012-2015 îl cere, pe care oamenii îl cer la acest nivel. Care este suma investită? Suma investită este circa 20 de miliarde într-o perioadă de și anul trecut și anul acesta. Este ultimul dintr-o serie de blocuri pe care noi le-am făcut. Urmează o altă serie în perioada urmă. Emoționați și plini de speranță, oamenii au ciocnit o cupă de șampanie cu edilul șef și i-au mulțumit pentru tot sprijinul acordat și pentru înțelegere. Ploaia măruntă care a căzut în această dimineață asupra Brăilei nu a împiedicat desfășurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Victoriei asupra fascismului și Zilei Proclamării Independenței de Stat a României. După un ceremonial militar religios, a urmat un serviciu religios oficiat de un sobor de preoți. A venit apoi rândul oficialităților să rostească alocuțiuni despre semnificația acestei zile. Doamnelor și domnilor, ziua de 9 mai are pentru poporul român o triplă semnificație. Pe lângă ziua independenței, proclamată în 1877, românii sărbătoresc victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, la 9 mai 1945, dar și ziua Europei. Să nu uităm că datorăm un profund respect ostașilor români căzuți la datorie pentru împlinirea idealurilor naționale. 9 mai aduce în memoria noastră date istorice de care se leagă o dublă identitate a poporului român în dimensiunea sa națională și europeană. Proclamarea independenței de stat a României a reprezentat un moment important pe calea modernizării, dezvoltării și împlinirii idealurilor unității naționale. A fost debutul creierii României moderne. 9 mai 1950 are o semnificație fundamentală pentru construcția Europei moderne, pentru ceea ce reprezintă azi Uniunea Europeană. Din 2007, alături de întreaga comunitate europeană, sărbătorim Ziua Europei, asumându-ne valori și principii cu ajutorul cărora să ne oferim o viață mai bună. Este așadar o zi de sărbătoare, o zi de plină semnificații pozitive, care trebuie să ne ducă cu gândul la curaj, demnitate, victorie și speranță. Dumnezeu să binecuvinteze România! Dragi militari activi de toate gradele, doamnelor și domnilor, Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite împotriva fascismului și Ziua Europei, evenimente de o deosebită însemnătate în istoria națiunii române, care au ca numitor comun ziua de 9 mai, îmi oferă onorantul prilej pentru a exprima un sincer și pios omagiu tuturor celor care au contribuit la realizarea idealurilor de independență și neatârnare ale poporului român. La 9 mai 1877, prin glasul ministrului de externe Mihail Cogălnicianu, România exprima dorința și aspirațiile tuturor românilor. Citez: voim să fim independenți pentru că voim să trăim cu viața noastră proprie, pentru că nu voim să pătimim pentru greșelile altora. Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. Am încheiat citatul. Declarația avea să fie pecetluită cu sângele dorobanților și roșiorilor în asaltul redutelor la Grivița, Plevna, Smârdan, Rahova și Vidin, acolo unde juna și brava armată română, așa cum au numit-o observatorii străini ai vremii, a înscris o memorabilă filă de sânge și foc în cartea de aur a istoriei naționale. Jertfa celor peste 10.000 de ostași și marele efort economic al țării au consacrat pentru veșnicie
istoricul act de la 9 mai 1877. La 9 mai 1945 se încheia a doua conflagrație mondială, iar victoria Coaliției Națiunilor Unite împotriva forțelor fasciste a fost posibilă și datorită acțiunilor desfășurate în cadrul acesteia de către Armata României. Prin actul istoric de la 23 august 1944, România a executat cea mai decisivă manevră strategică a războiului din sud-estul Europei, cea care a deschis Valea Dunării și trecătorile din Carpați, angajându-se în luptă cu mai bine de jumătate de milion de militari, însumând 45 de divizii. O treime din aceștia au căzut în acțiunile militare desfășurate pentru eliberarea Ardealului de Nord, a teritoriilor Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. Au urmat apoi tradiționalele depuneri de gerbe de flori la Osoarul Central, la Monumentul Eroilor din fosta Uniune Sovietică și la Monumentul Eroilor Ruși din campania 1877-1878, de către principalele instituții publice, organizații ale militarilor, veteranilor de război, dar și de către partidele politice. Instituția prefectului județului Brăila. Acțiunea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare în incinta Cimitirului Eroilor. Fiecare candidat trebuie să-și respecte locul pe panoul electoral, dar și alte câteva reguli specifice în această perioadă. Discuții sunt și în legătură cu bannerele care trebuie întreținute în perioada campaniei electorale și scoase apoi. S-au tras la sorți locuri pe panourile de afișaj. Eu sper ca fiecare dintre competitori să respecte locul respectiv, l-am făcut și public. Eu atenționez asupra faptului că, în conformitate cu prevederile legii, fiecare are dreptul la un spațiu pe panoul respectiv. Deci candidații de primar la un spațiu, consiliere municipal județean la un spațiu, președintele Consiliului Județean la un spațiu. Este adevărat că pe panoul vor rămâne spații albe, pentru că ele au mai multe casete din aceea decât numărul de candidați, dar ele trebuie să rămână albe, nu sunt pentru cine apucă primul să pună acolo diverse poze. Ele sunt mai multe pentru că nu avem de unde să știm câți candidați sunt. Vedeți că acum unii se mai și retrage, unii, mă rog, nu mai se pot înscrie. Probabil că am avut așa o permanentă mișcare și transformare. Deci rugămintea mea este ca aceste poze care se vor pune acolo să fie așezate cu grijă în casetele respective. Sunt casete standard, 30x50. Așa trebuie să fie dimensiunea fotografiilor care se pun, afișurilor care se pun pe aceste panouri electorale. Mai atrag atenția că sunt unele care și-au făcut ei afișe concret, așa, din experiența anilor anteriori. Și o să constate că nu e încape acolo sau că sunt prea mici. Atunci lipez două care oricum depășesc caseta. Deci, eu cred că am ajuns la o anumită cultură politică, să spunem așa,
și știm să respectăm niște norme care trebuiesc, care sunt aprobate prin diverse tipuri de reglementare. Vreau să mai spun un lucru. Dincolo de aceste panouri, fiecare are un anumit tip de gândire în ceea ce privește propaganda vizuală. Printre modalitățile respective se numără așezarea de banere și de meșuri. Fiecare își are un anumit tip, face contracte și rezolvă problemele. Asta este altă problemă. Eu atrag atenția că din vânt, din ploi, din cât de rezistent este sfoara cu care să leagă benerele, etc., cuile care se bat pe în blocuri, apar disfuncționalități. Adică pică benerele, pică bucăți de meșuri. Eu atrag atenția ca cei care pun astfel de materiale de propagandă să-și asume după aceea și întreținerea lor pe perioada campaniei și după aceea scoaterea de pe poziție. Atenționarea edilului șef vine tocmai pentru a preîntâmpina problemele, mai ales că unii candidați au apelat pentru meșuri și benere la firme din București. Când acestea au de suferit, reprezentanții firmelor vin să remedieze problemele abia după câteva zile de la solicitare. Acest proiect, gândit și elaborat de către geniul inventiv al lui Jean Monnet, mai este cunoscut sub denumirea de Planul Schuman sau Declarația Schuman și a stat la baza creării Uniunii Europene de astăzi. Uniunea Europeană a fost înființată cu scopul de a pune capăt numărului mare de războaie duse de țările vecine, care au culminat cu cel de-al doilea război mondial. Începând cu 1950, țările europene încep să se unească din punct de vedere economic și politic în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, propunându-și să asigure o pace durabilă. Ziua Europei este o ocazie de a organiza activități și festivități menite să aducă Europa mai aproape de cetățenii săi și să alăture națiunile europene. Ziua de 9 mai este marcată la Biblioteca Județeană Panaiti Strati Brăila printr-o expoziție documentară Ziua Uniunii Europene, Ziua Schuman, care conține volume de referință precum și numeroase alte materiale cu diverse tematici de la formarea Europei Unite și aderarea României la organismul european până la legislația și funcționarea instituțiilor Uniunii Europene. Expoziția este deschisă publicului larg în perioada 9-31 mai, în holul instituției din Calea Călărașilor numărul 52. În prezent, ziua de 9 mai a devenit un simbol european care, alături de drapel, imn, moto și moneda unică euro, identifică entitatea politică a Uniunii Europene. Pregătirile pentru campania electorală care a început astăzi sunt gata, iar angajații Ministerului Administrației și Internelor din teritoriu știu foarte bine unde trebuie să acționeze. Au fost mobilizați polițiști de la municipiu, jandarmi, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență, polițiști de la frontieră și polițiști locali, astfel încât campania electorală să se desfășoare în cele mai bune condiții. Noi privim din punct de vedere strict organizatoric activitatea din două perspective. Pe de o parte avem strict campania electorală care a început astăzi și se va finaliza în ziua de 9-6-2012 la orele 7 dimineața. Și cel de-al doilea palier de activități reprezintă alegerile în sine, care presupun paza secțiilor de votare și a circunscripțiilor electorale. Începând de astăzi, toate structurile MEI, de la nivelul județului Brăila, au o serie de activități pe care trebuie să le deruleze și care înseamnă o solicitare destul de mare, în special din punct de vedere al resurselor umane și al resurselor logistice. Pe perioada întregii campanii electorale participă efective de la toate structurile MEI, respectiv Poliția Județului Brăila, Poliția de Frontieră, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru menținerea ordinii publice. Asta presupune un număr mult mai mare de polițiști care vor fi folosiți în sistemul de menținere a ordinii publice, comparativ cu numărul pe care îl aveam în activitățile curente.
De asemenea, la menținerea ordinii publice sunt angrenate și efective de la polițiile locale, de la nivelul municipiului Brăila și ale celor trei orașe, cu baza unor protocoale încheiate cu aceste structuri. Niște cifre care nu știu cât înseamnă pentru dumneavoastră, pentru noi înseamnă foarte mult, înseamnă un efort foarte mare. O medie zilnică a lucrătorilor angrenați în aceste activități, pe timpul campaniei electorale pentru menținerea ordinii publice, 231 de polițiști, 70 de jandarmi, 120 de lucrători de la poliția locală, angrenați strict în activități de menținere a ordinii publice. De asemenea, pe perioada campaniei electorale avem constituite echipe speciale de intervenție și de cercetare a eventualelor incidente cu caracter electoral, fie ele de natură contravențională sau de natură penală. La finele campaniei electorale, așa cum am spus, vom trece și la instituirea măsurilor de securitate la nivelul secțiilor de votare. Și avem la nivelul întregului județ un total de 279 de secții la care se instituie asemenea măsuri de securitate. Vor fi implicați 292 de polițiști pentru baza celor 163 de secții de votare asigurate strict de Poliția Județului Brăila, 144 de jandarmi care vor asigura baza celor 72 de secții date în competența dumnealor, 24 de polițiști de la sectorul de poliție de frontieră Brăila din cadrul Inspectoratului Teritorial Iași, care vor avea în bază 12 secții de votare, 54 lucrători de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila asigură baza a 27 secții de votare. De asemenea, pe baza Planului General de Măsuri al NEAI, au fost implicate și celelalte structuri, tot din cadrul NEAI. Vorbim aici de 3 secții de votare care vor fi asigurate cu bază de către Serviciul Public Comunitar, regim permise și conducere de conducere și matriculări vehicule. 2 secții de votare vor fi asigurate cu bază de către Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simplă. Iată, este vorba de o activitate de anduranță, practic, începând de astăzi, unde credem noi că o bună colaborare și o bună cooperare între toate structurile va avea rezultatul scontat, acela de a nu înregistra evenimente deosebite. Colaborare care s-a dovedit, zicem noi, și-a dovedit eficiența și în anii anteriori, vorbim de 2009-2008, când credem că am reușit să rezolvăm problemele așa cum s-a și văzut la acel moment. Campania Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, demarată astăzi, are menirea de a informa și conștientiza brăilenii. Campania Mita și votul ilegal înseamnă închisoare are ca obiectiv informarea cetățenilor asupra sancțiunilor legale prevăzute pentru încălcarea legislației electorale și conștientizarea acestora pentru asigurarea unui proces electoral legal. Această campanie se adresează tuturor cetățenilor români cu drept de vot și în special tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, populației cu drept de vot din mediul rural, membrilor formațiunilor politice sau voluntarii acestora, tuturor celor implicați în derularea campaniei electorale. În localitățile din județ, efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila vor efectua în această perioadă acțiuni de îndrumare și control pentru prevenirea incendiilor. Grătare, bănci, mese și apă la cisternă. Acestea sunt dotările minimale pe care municipalitatea le pregătește pentru zona verde de la Berze, astfel încât brăilenii care doresc să iasă la grătare să aibă două locații, la Berze sau la coada lacului Sărat. Vom lucra zilele acestea și la partea de picnic de la Berze, cum spunem. Am discutat cu domnul Dan Apostol pentru începe tot așa cu o amenajare minimală, să spunem, pentru că acolo nu e nimic. Și după aceea, pas cu pas, să vedem ce mai avem de făcut. Adică să avem toalete ecologice, să avem cisternă de apă, grătar,
partea de ceva bănci, mese pe care se poată planșa carnea și o parte de delimitare aproximativ, așa cum am făcut și la partea de la Lacul Sărat, cu formația de tip rogojin, ele care să așeze puțin sau să delimiteze puțin spațiul respectiv, să ne întindem așa în toată părțile. Repet, este o amenajare minimală pe care o facem, pentru că și terenul respectiv, deși este al lui Lord Silva, până ajunge acolo, e un drum care nu e tocmai favorabil, să spunem așa. Și pe el o să băgăm un greder ceva să nivereze, numai că alături cetățenii harnici au depus o serie întreagă de gunoaie. Mă rog, ca să vedeți cum este tocmai un aspect. Repet, până ajunge acolo, acolo este într-adevăr un aspect plăcut, dacă mai și plouat acum, probabil că va fi verdeață mai. Declarațiile au fost făcute de edilul șef la ultima conferință de presă susținută la primărie.